agravarea patologiilor care se prezintă, să zicem, pacienții? Din păcate, lipsa posibilităților materiale a pacienților joacă un rol important. Da? Pentru că în momentul în care ei sunt externați sau sunt văzuți în ambulatoriu, se recomandă un tratament, puțin dintre ei au posibilitatea să-și ia tratamentul permanent. Da? După cum știți și voi, da, există medicamente scumpe, există medicamente ieftine, generice și întotdeauna încercăm să ne adaptăm la posibilitățile pacientului. Da? Poate un generic nu fi chiar cel mai bun din gamă, dar decât să nu și-l ia deloc, mai degrabă și ea. Dar și în anumite situații există variante în care până își iau luni de zile tratament pentru că pleacă de la noi cu rețetă compensată, după care luna următoare nu mai continuă tratamentul. Aici discuția e complexă. Legat de medicină primară, legat de gradul de educație a populației, complex. Noi încercăm să conștientizăm, de aia întotdeauna se recomandă reevaluare, să vină la control, în ambulator, da? Dacă e nevoie, sunt reinternați și atunci să încercăm. Dar ponderea e, ca să zic așa, undeva 50-50% din cei care se reîntorc conform programărilor sau indicațiilor pe care noi le dăm noi.